Bun, și acum hai la războiul. Așadar, vestea bună e că pacientul se simte ceva mai bine cu pacea asta din Ucraina, zic. S-au întâlnit la negocieri și pentru prima dată au existat niște urmări directe, practice, efective ale negocierilor. În primul rând, n-a mai acuzat nimeni semne de otrăveală, deci... Rușii au zis că o lasă mai moale cu ofensiva în jurul Kievului, iar ucrainenii au zis... Cacaia ofensiva! Harașo, da. Pare că rușii tocmai au găsit un motiv să fugă din calea armatei ucrainene. Lavrov zice, există oportunități pentru un acord de pace. Partenerii noștri occidentali încep să înțeleagă greșelile grave făcute de-a lungul multor ani, deși poate nu vor spune cu voce tare. O, Doamne, o, Doamne, ce obositori vor fi cu minciunile astea. Asta va fi retorica. Așadar, vestul cere pace. De ce? Pentru că își recunoaște greșelile. Deci... cineva care n-a greșit ar fi continuat războiul până la înfrângerea Moscovei, sau cum? Păi, cam așa se înțelege, nu? Plus că, să nu uităm, vestul a declanșat acest război punând Ucraina să fie invadată de Rusia. Da? Nu e mai clar totul să leagă, ce aveți nebuni, da? Mă rog, să depășim aceste momente de schizofrenie diplomatică și să trecem la lucrurile cu adevărat serioase. Un soldat rus aflat sub influența alcoolului a încurcat drumul către baza militară rusească și a ajuns în tabăra ucrainienilor. Genul nostru a șli 200, 300, tam, nu știu, abstrilă, și noi... S-a îmbătat cu tanchiști, mă. Da, la depou, la tanchiști, la autobaz acolo. Și, na, a luat-o pe jos după aia spre cortul infanteriștilor, s-a oprit la un garță vorba aia, după care, în loc să o ia la stânga, a luat-o la dreapta. Și, într-un final, a luat-o definitiv în... adică a fost prins. Da. Omul habar n-are pe ce lume, l-ați văzut. Nu știe de ce luptă, trăiește într-un teatru absurd. Și acești soldați, bineînțeles, își doresc pacea la fel ca ucrainenii, zic eu. E, revenind la pacea care astăzi pare mai aproape decât acum 3-4 zile. We'll see if they follow through on what they're suggesting. In the meantime, we're going to continue to keep strong the sanctions. We're going to continue to provide the Ukrainian military with their capacity to defend themselves. And we're going to continue to keep a close eye on what's going on. Și preocupare, moșu, atenție și preocupare. Păi, e o anumită părere care zice așa, domne, nu mai înarmați Ucraina, pentru că nu faceți decât să alimentați războiul. Serios? Cum adică? Nu, serios, ce minte să ai ca să spui așa ceva? Deci să-i lăsăm pe ucraineni să-i omoare ăia, nu? Pentru că astfel suntem pacifiști. Că așa se ajunge mai repede la pace? Păi vorba poetului, pe termen lung, toți suntem morți. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne sinucidem astăzi în grup, nu? Și iată un lucru legat de înarmarea Ucrainei. Ucraina rezistă, a rezistat și pare că nu va fi învinsă pe teren. Ei bine, în acest fel, Ucraina se află în poziția de a negocia și nu în poziția de a capitula. E o mare diferență. Apoi, Ucraina a arătat lumii cam care e puterea Rusiei. Și în final, să nu uităm că și Ucraina e parțial vinovată pentru că ani la rând a cultivat niște relații bolnave cu Rusia, șantajând, șantajând Uniunea Europeană. Dar să nu ajuți Ucraina azi prin orice mijloace ar fi o crimă echivalentă cu crima Rusiei. Președintele rus i-a spus omologului său francez că situația de la Mariupol nu va fi rezolvată dacă apărătorii orașului nu se vor predea. Altfel spus, un coridor umanitar care să trimită provizii către civilii blocați la Mariupol și care să le permită acestora
să plece din oraș nu va fi deschis cât timp apărarea orașului nu se va preda Rusiei. Iată, asta e strategia criminală a Rusiei. Dacă vor să salveze civilii, atunci să capituleze. Mariupol, orașul din sud, este esențial pentru viitoarea pace, pentru că Rusia ar face legătura între provinciile din Donbas și Crimea, plus că ar tăia orice ieșire a Ucrainei la mare. De aceea, când vorbim despre pace, ea va fi o pace complicată, tensionată, o pace care va rezolva în fapt o singură chestie. Se va opri focul, acum. Sigur, mare lucru, mare lucru. Însă toate celelalte probleme vor rămâne intacte, inclusiv Putin și avântul imperialist al Moscovei, nevoia de securitate despre care tot vorbesc ei. Pe mai departe, zona aia de lume va fi un loc în care oamenii nu vor fi liberi să spună ce gândesc, în care jurnaliștii vor fi în continuare uciși, în care presa liberă nu va exista, e evident. Va fi în continuare un loc în care oponenții lui Putin vor fi vânați permanent, arestați sau executați pur și simplu. Rusia ar putea limita intrarea în țară a cetățenilor din state considerate neprietenoase. Ministrul de Externe Sergei Lavrov a declarat că urmează să fie publicat un decret în acest sens. Iată, un fel de a spune că închid granițele. Biden, Macron, Scholz, Boris Johnson vor sta la masă cu Putin din nou? Vor da mâna? Vor face poze zâmbitori? Nu știu, ar fi al naibii de jenant, zic. Întrebări sunt multe după această complicată pace care pare să se întâmple, Doamne ajută, deși nu putem să mai credem nimic până nu vedem. Cât vor continua sancțiunile împotriva Rusiei? Până când? Va continua UE deconectarea accelerată de la gazul rusesc? Tribunalele internaționale îl vor declara pe Putin criminal de război? Va fi condamnat? Ce va însemna asta? Va fi un război rece? Suntem deja într-un război rece? Uite, numele la numele rău, dar cred că nu trebuie să mai pui paie pe foc.